Domnul Andrei Ancandu, bună seara, bine ați venit. Bună seara, Alex, și bine v-am regăsit. Domnule președinte, ieri ați anunțat că veți candida la prezidențiale. Astăzi ați fost deja, ați depus actele la ACEC pentru înregistrare celui grup de inițiativă. Când ați luat decizia de a candida, în primul rând, vreau să vă întreb. Eu sunt un om de echipă și urmez, bineînțeles, și prin tot ceea ce înseamnă lucru în echipă, urmez decizia și activitatea unei echipe. Deși echipa Promoldova este încă tânără din punct de vedere a structurii de partid și încă nu are resursele și organizațiile teritoriale pe care le-am dorit noi bine stabilite și bine consolidate, dar decizia și a mea, dar și a echipei, a fost ieri în timpul ședinței Consiliului Politic Național. Noi, parcursul sfârșitului de săptămână, am avut discuții și în cadrul biroului executiv, care este format în mare parte din deputați, și acolo am scris foarte în detaliu care sunt avantajele și dezavantajele participării. Și ulterior, ieri am continuat cu aceleași argumente și motivație și inclusiv dezavantaje și inclusiv minusurile care eventual sunt sau riscurile care sunt. Dar decizia mea personală a ținut exact cam în același timp și în același context ca și decizia echipei. Sincronizare, într-un fel. Da, altfel nici nu poate fi. Noi trebuie să acționăm sincron și sinfon. E muncă de echipă. Știți vorba aia și în limba rusă că adin v pole nivoien și cu siguranță nu vei reuși cât de bun ai fi ca lider dacă nu ai o echipă în spate și o echipă pe care să te susții. Cât de realizabilă este colectarea acelor semnături? Pentru că, da, ați înregistrat intenția, cum spuneați și dumneavoastră, un pic mai devreme, dar acum urmează să colectați semnături. Astăzi a fost înregistrat, într-adevăr, precum ați menționat, grupul de inițiativă și a fost depusă intenția ca dosar. În timpul cel mai apropiat, până în 3 zile, spune legea, Comisia Electorală Centrală trebuie să elibereze listele pentru colectarea semnăturilor sau de subscripție și legitimațiile pentru membrii grupului de inițiativă. Și ulterior avem la dispoziție, până la sfârșitul lunii septembrie, timp pentru a colecta cele 15.000 de semnături necesare, minim. Va fi o perioadă și un proces destul de complicat, luând în considerare pandemia. Asta e singurul, nici nu i-aș spune impediment, cât mai mult creează probleme legate de sănătate și viața oamenilor. De deoarece nu vrei să expui oamenii și nu vrei să expui nici echipa. De aceea, foarte prudent, foarte atent, cu pregătire și cu instructaj și cu pregătire bine a echipei, ca să muncească pe de o parte eficient, pe de altă parte foarte prudent și să țină cont de toate regulile de luptă împotriva pandemiei. Dar poate ar fi fost cazul, măcar în această perioadă complicată din punct de vedere pandemic, să se renunțe la această procedură? Sau e una musa, e atât de importantă? Nu e atât de importantă, sigur că nu. Foarte multe state a merge în campanie prezidențială nu trebuie să colecteze semnături. Să luăm, de exemplu, România, chiar dacă nu greșesc, statul nostru vecin. Și probabil în această perioadă, în acest context legat de pandemie, s-ar fi cerut o modificare a regulilor respective. Da, dar am impresia că nimeni nu a propus. Noi am discutat acest subiect și în cadrul Parlamentului și nu erau aceste doar propuneri care eventual s-ar fi cerut, doar că există și niște cutume sau reguli nescrise și inclusiv recomandările Comisiei de la Veneția care spun că regulile nu se schimbă înainte de joc, că nu ai dreptul să schimbi aceste reguli chiar în prag electoral, chiar dacă sunt și situații de excepție. Vorbim despre prag electoral, e una, dar bine, spuneți mai devreme că ar greși un candidat la președinție care ar veni cu promisiuni în fața electoratului de gen că eu aș realiza, nu știu, drumuri, salarii și altă bunăstare, întrucât șeful statului ar avea alte atribuții constituționale. Să înțeleg că dumneavoastră asta nu veți propune. Sigur că nu poți să-ți creezi o campanie pe minciună și manipulare și trebuie să fim foarte realiști și să explicăm, în primul rând, o campanie e o bună ocazie să vorbești cu oamenii și să informezi corect. Că în Republica Moldova, luând în considerare Constituția și că suntem Republică Parlamentară, președintele Republicii Moldova nu poate construi drumuri, nu poate plăti salarii și nu poate plăti pensii. Sigur că are inițiativă legislativă, sigur că poate propune unele chestiuni, dar în cazul de față, tot ce trăim noi în acest an de zile și mai ales în această jumătate de an, avem un președinte care și-a asumat guvernarea, fiindcă și-a numit oamenii săi în
consilierii săi în guvern, care are conducerea Parlamentului, care are primăria general, primarul general al Chișinăului, deci și-a asumat complet puterea în stat și dictează la limita Constituției sau chiar încălcând Constituția, unele subiecte legate de la drumuri, de la salarii, de la... noi deja facem și glume că Olicuță că e medic, Olicuță că e profesor, deși Olicuță că e de toate. Și din cauza asta trebuie să fim foarte corecți față de oameni și să spunem exact ceea ce prevede Constituția. Să nu facem acuzații pentru că o să fim nevoiți să-i dăm dreptul la replică, dar suntem în cadrul buletinului de știri. Așa că la limita posibilităților vă rugăm foarte mult, domnule președinte. Ocazie, da. Cu siguranță vom face și dezbateri electorale unde vom avea acces deschis probabil la asemenea lucruri. Bine, în fiecare an, ideea înaintării unui candidat comun al opoziției de dreapta, indiferent că vorbim de prezidențiale, primăria capitalei și așa mai departe, putem continua lista, eșuează, domnule președinte. De ce? Se întâmplă așa cum s-a întâmplat, vedem și în acest an, cel puțin până la această etapă. Deoarece e și rânză moldoveanului, cum avem noi o vorbă mare, și invidia și interesele personale. Noi am făcut, însă și eu și echipa Promoldova, am făcut câteva apeluri pentru ca forțele de opoziție sau partidele pro-occidentale sau partidele de centru, centru-dreapta sau toți cei care își propun să lupte cu această guvernare și cu acest președinte să ne intensificăm efortul de a dialoga și de a identifica un candidat unic și nu neapărat exponent al unui partid sau exponent al unui partid, dar acceptat de toți. Însă, cu regret, apelurile făcute erau aruncate parcă în vânt sau apa sau ca apa în nisip, deoarece au apărut imediat după aia intențiile și inițiativele partidelor de a-și expune candidații proprii. Dacă nu greșesc, și colegi de la platforma Da și PAS sau și toți au candidați. Toți și-au pornit cumva intențiile atunci, acum deja formalizați fiind, și s-a văzut din tot ceea ce înseamnă dorința unora de a participa în alegeri parlamentare, că probabil e și lipsă de maturitate politică sau lipsă de înțelegere cât de responsabil este uneori să faci un pas în spate și să găsești acel compromis cu partenerii în dialog pentru binele țării și interesul țării. Bine, dacă se întâmplă o minune și timp mai e, că încă n-a început nici campania electorală, vine cineva și spune... Domnilor, votați-mă pe mine, haideți să ne unim cu toți în jurul meu, am avea șanse mai multe. Candidatul Andrean Candu ar fi dispus să facă un pas în spate? Candidatul Andrean Candu și echipa Promoldova se va așeza la discuție pentru a discuta motivele, argumentele și pentru a înțelege foarte bine ce propune acel candidat sau eventual o persoană care nu neapărat reprezintă interesele unui partid. Și cu siguranță noi știm să facem un pas înapoi pentru beneficiul țării și în interesul țării. Și noi, de fapt, am și făcut pași, inclusiv în defavoarea tot ceea ce înseamnă putere și defavoarea beneficiilor pe care le poate aduce puterea, prin însăși gestul nostru pe care l-am făcut în februarie atunci când am plecat din Partidul Democrat, scindându-se astfel Partidul Democrat și o parte a echipei, urmându-mă și pe mine în Promoldova, renunțând la beneficiile puterii unei majorități parlamentare sau unei guvernări, dar asumându-ne lupta cu o guvernare pe care o considerăm noi ineficientă și care a adus doar prejudicii țării. Apropo, în ce măsură credeți că factorul geopolitic va influența acest scrutin prezidențial? Pentru că în fiecare an, indiferent că sunt parlamentare, prezidențiale, vorbim despre asta. Noi vorbim despre asta, dar trebuie să înțelegem că în acest an, în mod special, luând în considerare pandemia și efectele pandemiei, impactul negativ a pandemiei pe absolut toate domeniile de activitate în țară și viața cetățenilor, impune o înțelegere clară a faptului că geopolitica mai puțin contează. Contează foarte mult ca să se găsească soluții în tot ceea ce ține de lupta cu pandemia și, în mod special, reabilitarea și dezvoltarea sistemului sanitar-medical. Noi vorbim despre domeniul educației, noi vorbim despre domeniul sănătății, în cazul de față, noi vorbim despre economie care a avut de suferit foarte mult din urma acestui pandemii și în continuare suferă. Deci, la ce geopolitică să te mai gândești atât de mult când oamenii pierd locurile de muncă, când își pierd resursele financiare, când e o mare nebuloasă în tot ceea ce ține sistemul de educație și nu se știe, iată, a doua zi de școală, dar nu se știe ce se va întâmpla într-o săptămână sau două, când deja vedem că au apărut probleme cu unele școli, nu sunt de la dezinfectanți, termometre, nu se știe cum va fi iarăși cu
tot ceea ce înseamnă divizarea asta în lecții prezență fizică și lecții online. Deci sunt atât de multe alte subiecte pe care îi deranjează și îngrijorează pe omul, cetățeanul Republicii Moldova și locuitor a țării, că ar fi incorrect și chiar cinic să ridici subiecte de geopolitică. Sigur că politica externă și tot ceea ce înseamnă în mod special relațiile de bună vecinătate cu statele, România, cu Ucraina, tot ceea ce înseamnă vectorul european a Republicii Moldova, parteneriatele strategice a Republicii Moldova, au importanță. Dar în cazul de față vorbim despre o degradare a vieții și a nivelului de viață a cetățeanului pe toate capitolele și toate domeniile în acest an. Și cu asta trebuie să luptăm în primul rând. Dar că tot am vorbit de geopolitică, haideți să vorbim despre politică internă, pentru că de aici pornește totul, inclusiv și factorul de geopolitic. Se anunță o toamnă fierbinte din punct de vedere politic și nu doar scrutinul prezidențial, tot mai multe forțe din Parlament, chiar și președintele țării. Vorbesc despre o eventuală dizolvare a Parlamentului. Pro-Moldova, ce poziție are la acest capitol? Noi întotdeauna am și comunicat și ne-am expus că nu avem nimic împotriva ideii de a dizolva Parlamentul în general sau de a merge la alegeri anticipate. Noi considerăm că e nevoie de o resetare a clasei politice, doar că această resetare, dizolvare de sau dizolvarea Parlamentului numirea unor alegeri parlamentare anticipate să nu genereze alte probleme suplimentare pentru țară. Cum ar fi? Fiindcă asta ar fi costuri suplimentare în buget. Mm-hmm. Bani pe care trebuie normal să cheltuie pe educație, pe medicină, pe salarii, pentru pensiile oamenilor, se duc pe alegeri parlamentare care sunt 70, 80 sau până în 100 de milioane de lei. Adică 100 de milioane de lei, în loc să le dai la pensionari, să le dai la profesori, să le dai la medici, tu le dai pe alegeri parlamentare în situația în care poate totuși clasa politică reușește un anumit compromis pentru a depăși perioada complicată de criză și a reveni la ideea alegerilor parlamentare anticipate ulterior. De exemplu, deci vara sau toamna anului viitor. Nu pe timp de pandemie. Și mai ales nu pe timp de pandemie, care în acest context e în general dezastruos. Mai mult ca atât, există și decizia Curții Constituționale în contextul prevederilor constituționale, care spun clar că Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului actualului președinte. Actualul președinte are mandatul până în 23 mai degrabă, decembrie, atunci când a depus jurământ. Respectiv, până în 23 decembrie n-ai cum să dizolvi Parlamentul și să... Dar se creează o chestie interesantă. Spre exemplu, premierul Chicu, chiar în ziua investirii sale, data de 14 noiembrie 2019, chiar în studioul Primelor Știri, a venit și a spus că are agenda până la scrutinul prezidențial. S-ar putea, spre exemplu, să se încheie această agendă, mai ales că și președintele Dodon insistă, asta înseamnă, putem bănui că și alții insistă pe alegerile anticipate, adică pe dizolvarea Parlamentului. Ce se întâmplă în cazul în care guvernul Chicu își dă demisia? Dacă guvernul Chicu își dă demisia, sunt la dispoziție 90 de zile pentru ca în Parlament să se creeze formal o majoritate parlamentară care va veni cu nominalizarea primului ministru, candidatul la prim-ministru către președintele țării și dacă există o astfel de majoritate formalizată în baza deciziei Curții Constituționale, președintele țării este obligat să nominalizeze acel candidat ca și prim-ministru și să formează un alt guvern. Pro-Moldova ar fi dispusă să participe la formarea unui guvern? Pro-Moldova cu siguranță va fi dispusă să participe în discuții și în comunicare și în înțelegere cu fracțiunile parlamentare, cele de opoziție la ora actuală, pentru a crea un nou guvern și pentru a scoate țara din această criză, evitând pe moment alegerile parlamentare, care pe moment aceste alegeri parlamentare anticipate ar aduce o povară și mai complicată și mai grea pentru... Un fel de guvern al salvării naționale, un fel de guvern al salvării naționale, un fel de guvern tehnic, un fel de guvern al profesioniștilor, poate cu mai puțin afiliere politică, dar profesionist în mai multe domenii, ca să rezolvăm problemele țării și ale cetățenilor. Dar pentru un guvern de salvare națională ați fi dispus și cu cei care se află acum la guvernare să stabiliți pentru aici? Cei care se află astăzi la guvernare se află la guvernare deja de un an de zile, guvernează atât de proști și atât de rău țara că... Fără ei cam complicat, că nu iese numărul de voturi. Iese numărul. Fără socialiști și fără democrați, sigur că iese voturile în situația în care s-ar consolida. Uh-huh. O parte din Parlament cu siguranță poate să genereze și un guvern profesionist și un guvern inclusiv cu viziune europeană, că dacă tot vorbim despre politica externă și despre geopolitică. Bine, domnule președinte, pandemia nu dă semne de retragere, cel puțin deocamdată. Și dacă o continuă în halul ăsta, mă întreb acum și probabil mai mulți oameni își pun această întrebare. Ar mai fi oare indicat să realizăm acest scrutin prezidențial din 1 noiembrie în contextul evoluției pandemice?
Sigur că alegerile pot fi organizate, organizarea alegerilor în general presupune un anumit risc, sigur. În același timp, dacă știi să administrezi bine procesele electorale prin a organiza secția de vot și procesul de vot în așa fel, încât, închipuiți-vă, de exemplu, se anunță că cei mai în vârstă de 60 sau 65 de ani se prezintă la secția de vot de la ora cutare la ora cutare, ca să nu interacționeze cu alții. Termometre dezinfectante, fără să existe un fel de triere și un fel de organizarea fluxului de oameni. Măștele obligatoriu, să nu stea mai mult de o anumită perioadă de timp în secția de vot, adică cu resurse suplimentare. Eu mă aștept mai mult de ce se întâmplă în afara secției, nu în secție, pentru că noi știm oamenii. Secția de vot, în cazul alegerilor, presupune riscul în cazul de față. Și bineînțeles, campania electorală se schimbă completamente. Campania electorală, acum se va pune accent pe comunicare online, se va pune accent de comunicare TV, se va pune accent mai puțin pe întâlnirile cu oamenii, dar mai mult mesajele care sunt transmise susținătorilor sau membrilor echipei, fiindcă normal nu te poți perinda prin toată țara și să ai sute de întrevederi cu sute de oameni. Trebuie în mod obligatoriu până în 50 de oameni, în spații deschise sau spații foarte mari, la anumite distanță, cu regulile care se impun, care presupun un efort suplimentar, dar nu imposibil în situația în care cei care administrează procesele sunt responsabili și ei și oamenii la fel sunt responsabili. Nu ceea ce vedem noi mi-aș menționa să nu critic foarte mult pe unul sau pe alții, dar nu pot să zic că această guvernare a venit și liderii acestei guvernări și prim-ministru și președintele au venit cu mesaje confuze oamenilor și chiar complet schimbate ca atitudine, ceea ce a generat la rândul său pericolul ăsta. S-a recunoscut chiar la un anumit nivel că s-a întâmplat lucrul ăsta și noi ca presă am sesizat acest lucru, deci asta nu mai este un secret, sigur că da. Alex, o spunem pe șleau, fiindcă chiar și nunta organizată de prim-ministru în acest weekend, în acest sfârșit de săptămână, și acest subiect fierbe în societate, a fost un gest irresponsabil din partea unei persoane care normal trebuie să dea un exemplu cetățenilor. Domnul prim-ministru a spus că n-a fost nuntă, a fost o sărbătoare. Haideți să fim serios. Dacă ai mireasă, ai mire, ai... E nuntă cu... Ai... Da, sub 50 de oameni. Nu credem. Hai să... Dumneavoastră, credeți? Eu nu pot să acuz pe cineva dacă nu am dovadă concretă. Din anumite surse sunt mai mulți de 100 de oameni și mai puțin asta contează. Mai puțin asta contează. Corect. Contează faptul că ai vorbit în fața națiunii 3 luni de zile. 6 luni de zile. Cât de responsabil trebuie să fim noi toți cetățenii? Că trebuie să anulăm sau să amânăm nunțile? Că să ne punem pofta în cui într-un fel în privința ceremoniilor și multe altele? Și ba la alte televiziuni l-am și a văzut declarații spunând că da, este o nuntă preconizată în familie, dar probabil va trebui amânată sau anulată cu tot regretul, că doar nu o să chem invitații după aia să-i caut pe la Tuma Ciorbă în câteva zile. Și până la urmă ce avem? Avem un prim-ministru irresponsabil, asumat de această guvernare. Haideți să vorbim mai bine despre acțiunile acestui prim-ministru din punct de vedere politic, social și economic. Toate problemele din agricultură până la urmă. Vedem că acești protestatari, agricultorii, s-au retras într-un fel la muncă în câmp pentru că e perioada fierbinte pentru ei. Da. Dar totuși au anunțat că s-ar putea întoarce în octombrie. Până la urmă, guvernul le-a stabilit acei 1.500 de lei pentru fiecare hectar afectat de secetă, în timp ce i-au cerut 3.000. În general, ce ar fi schimbat, domnule președinte, instituirea acelei stări de urgență în agricultură despre care și dumneavoastră ați insistat? Starea de urgență sau așa numitul caz de forță majoră care ar fi această criză ar fi generat anumite elemente civile sau comerciale. Ar fi creat premiza necesară pentru a reeșalona și a negocia împrumuturile pe care le au, finanțările pe care le au de la bănci sau împrumuturile sau așa numitele credite tehnice care se numesc, ele, fiindcă agricultura se împrumută și pentru semințe, și pentru combustibil, și pentru tehnică agricolă sau echipament agricol, ar fi generat posibilitatea să amâie poate plățile la impozit. Domnul Chiconeu a declarat că a făcut câte ceva din acest domeniu. N-am văzut încă nimic. Asta a fost doar declarație. Astea doar sunt vorbe pe moment. Dar cel puțin promisiuni au fost. Hai să spunem am auzit de asta. Alex, haideți să nu suntem copii mici și niște telespectatori care ne ascultă. Sunt vorbe, fapte, încă n-am văzut absolut nimic. Agricultorii s-au retras nu că l-au crezut pe Chicu și pe acest, acest guvern, dar s-au retras că au de lucru. Au de lucru. Și măcar să mai salveze ceva sau să încerce să facă ceva ca anul să nu pățească la fel. Dar vom vedea cu ce va veni această guvernare și în Parlament, cu legile sau cu rectificările în buget care vor veni. Dar însăși, declararea situației excepționale sau de forță majoră ar fi
demonstrat faptul că un fapt real a dus în câmp legal, fiindcă avem o criză în agricultură care poate genera criza alimentară spre sfârșitul anului și care n-a fost tratată ca atare, așa cum ar fi trebuit, și cu toată seriozitatea de această guvernare. Și noi vom urmări acest subiect. Noi am venit, toate partidele de opoziție și fracțiunile de opoziție parlamentare au venit cu propuneri diverse. Există posibilitatea consolidării a unor propuneri și am discutat cu colegii că am putea să lucrăm la un plan de acțiuni comun în momentul în care începe sesiunea și sesiunea, poftim, a început oficial de ieri, sesiunea parlamentară de toamnă. Colac peste pupăză, mai avem și o criză pandemică, din păcate, coronavirusul nu bate în retragere. Din punctul dumneavoastră de vedere, bine, noi în linii mari știm, dar totuși cum a fost gestionată situația pandemică în țară, luând în considerare că nici în alte state mult mai avansate decât Republica Moldova situația nu e atât de roz? Din punct de vedere a evoluției pandemice vorbesc. Alex, să nu fim atât de... Eu nu sunt categoric, noi categoric. Lucrăm cu știrile. Eu vă dau un exemplu. Georgia. O țară care este asemănătoare și ca teritoriu și ca populație. Știți câte cazuri de coronavirus sunt în Georgia? Aproximativ 1800. Dar Italia, adică dar Statele Unite? Nu, bine, nu luați în considerare Italia și Statele Unite, fiindcă sunt alte sisteme, alt flux de personal, alt comerț, alte afaceri. Haideți să punem Republica Moldova cu state asemănătoare cu Republica Moldova, unde guvernele au acționat eficient, unde au muncit experții și nu politicienii, unde au ieșit clar și categoric cu unele măsuri și restricții din start, fără evitări și fără ezitări, unde guvernanții s-au dat într-o parte și au lăsat experții să comunice cu oamenii și să explice clar care sunt consecințele și care este responsabilitatea fiecăruia. Și au fost administrate mult mai bine. Și pe lângă acele cazuri de Italia sau Franța pe care vreți să le dați, vă le dau multe alte state, inclusiv occidentale, care au administrat atât de bine și eficient criza. În cazul de față, criza de Republica Moldova, să o spunem pe șleau și adevărul, a fost administrată prost, ineficient și fără abordarea de responsabilitate de către actuala guvernare, asumată și de președintele Dodon. Ați spus că a început o nouă sesiune parlamentară, bine... În ce măsură va fi eficientă activitatea, hai să spunem, a Parlamentului, mai ales că a început febra electorală? Nu se aruncă eu Parlamentul întreg în acest tumult și cam ne pierdem eficiența? Noi am mai trecut prin procese electorale în activitățile Parlamentului. Sigur că sunt sensibile sesiunile sau ședințele plenare când ai mai mulți concurenți electorali și poți să transformi campania electorală. Dar tot depinde și de liderii fracțiunilor, tot depinde de conducerea Parlamentului, cum știu să administreze procesele. Prin ședințe poți să stabilești clar o agendă, este un regulament clar al ședințelor, cum se organizează și cum se desfășoară ședințele plenare, o ordine de zi importantă pentru cetățeni și pentru țară și nu cu elemente politice și cu elemente de campanie electorală, și atunci pot fi organizate și administrate bine ședințele plenare în Parlament. În câteva secunde, ne spuneți, vă rog, relația opoziție-guvernare, care va fi de acum încolo în Parlament, hai să spunem. Până acum nu a fost nicio relație. A fost un dialog... A spus de acum încolo, noi știm ce a fost până acum. Eu nu cred că de acum încolo lucrurile se vor schimba spre bine, căci mi-aș dori foarte mult să existe un dialog constructiv între opoziție și putere, deoarece opoziția uneori poate genera chiar idei foarte bune. Pe câte proiecte de lege v-au fost acceptate, domnule președinte? Toate proiectele de lege și toate inițiativele legislative făcute și în domeniul sănătății, și în domeniul agricol, și în domeniul educației, și în domeniul economiei, niciuna n-a fost luată în considerare, măcar să fie discutată în plenul Dar pe vremea când dumneavoastră erați președinte, acest raport era mai altfel dintre președintele Parlamentului? Eu, președintele Parlamentului, am instituit o regulă, o cutumă, ca să fie organizată ziua opoziției, în care se discuta în plenul Parlamentului toată ziua numai propunerile opoziției. Cu proiectele câte, de lege. Câte au fost acceptate? Pentru că se discuta e una, dar câte au fost acceptate? Dar noi nici n-am avut ocazia măcar să discutăm. Asta e și schimbarea cea mare în rău din punct de vedere a unui proces democratic. Că, de exemplu, Pro-Moldova a avut zeci de inițiative legislative din luna februarie până în luna iulie înregistrate în Parlament și înaintate Parlamentului și niciuna nici măcar n-a ajuns pe ordinea de zi să fie examinată, prin care noi măcar să putem veni cu argumente de ce această inițiativă legislativă ar merita să fie aprobată pentru
beneficiu țării. Să sperăm că va fi o conlucrare mai bună, domnule președinte. Din păcate, timpul nostru a expirat. Vă mai așteptăm aici în studio. Eu vă doresc succes și telespectatorilor, evident, o seară cât mai bună. Vă mulțumim mult, o seară frumoasă, doamne și domnilor. Punem punct aici ediției. Sănătate tuturor!